Iubiți studenți din Școala Prietenii cu Dumnezeu, revin cu mare bucurie la clasa aceasta frumoasă în care invităm pe Dumnezeu să ne călăuzească totdeauna și Duhul Său Sfânt, unde vom învăța cu această ocazie câte ceva despre cuvântul Scripturii. Când vorbim de Scriptură, care este una din, unul din mijloacele prin care se descoperă Dumnezeu pe sine nouă, deci este natură, este scriptura, este experiența personală, este istoria, este lucrarea Duhului Sfânt care descoperă pe Dumnezeu sufletelor noastre. Este un complex de factori care descoperă pe Dumnezeu. Am amintit câte ceva în prezentarea precedentă, intitulată urme pe nisipul lumilor. Și am arătat câteva, câte ceva cu privire la creația fizică și cosmică. Iar cu această ocazie ne oprim asupra uh, ideii de scripturi. Scriptură înseamnă nimic altceva și nimic nu poate fi calificat decât scriptură, ca scriptură decât ceea ce vine din inspirația Duhului Sfânt. Aceea este scriptură. Uh, vom uh, întâlni împreună această adâncă învățătură a cuvântului său, care ne spune nouă, ne arată nouă diferența dintre uh, literatură și scriptură, dintre uh, scrisor și stăscris, uh, este tocmai aici, uh, tocmai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care lucrează. Iată ce spune cuvântul său. Uh, fraților, trebuia... suntem în fapte 1 cu 16. Fraților trebuia să se împlinească scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David. Dacă cineva ne întreabă cine a scris asta, noi de obicei răspundem David, dar în faptele apostolilor cuvântul lui Dumnezeu ne spune nu David. Este scriptura spusă de Duhul Sfânt prin gura lui David. David a fost de mai purtător de cuvânt a fost omul prin care a vorbit Dumnezeu, dar Scriptură, cuvântul Scriptură, cuprinde ceea ce izvorăște și vine de la Duhul Sfânt. Toată Scriptura, 2 Timotei 3,16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe să mustre, să îndrepte. Aceea este Scriptură care este insuflată de Dumnezeu. Aceste, aceste lucruri trebuie să nu te minte, sunt ca și fundamentul unei case. Nu tot ce se numește carte de religie sau are această valoare sau poate fi considerată și definită ca fiind scriptură. Scriptura, deci, are, este insuflată de Duhul Sfânt. Scriptura este spusă de Duhul Sfânt și este insuflată de Dumnezeu. Acum, care este rolul scripturii? Găsim o oaste mare de oameni care se ocupă cu tot felul de probleme istorice, de probleme politice, de sociale și așa mai departe, arăt în scripturi, căutând un lucru sau altul, dovedind că, de fapt, uite, istoria arată altfel și uite ce s-a întâmplat. Este foarte posibil ca lucrul acesta să fie adevărat, dar, nu este acesta rolul scripturii. Nu, nu pentru aceasta a fost dată. Un lucru este bun, spune Biblia, dacă e bine întrebuințat. Și nu e nevoie de Biblie în cazul acesta, ci dacă un cuțit la bucătărie e bine întrebuințat e una și dacă e rău întrebuințat este altceva. Am înțeles. Dacă alcoolul este întrebuința la dezinfectare sau una este una și dacă este întrebuința pentru altceva este cu totul altceva. Deci întrebuințare, la ce și cum se întrebuințează scriptura. Am aflat că scriptura nu poate fi decât ceea ce a spus Duhul Sfânt, aceea este scriptura, și am aflat că ea este insuflată de Dumnezeu. Doar aceasta califică o învățătură, o lumină, o pagină, un cuvânt de a se numi scriptură. Tot ce este în afară de, de lucrul acesta este o creație de o natură sau alta, dar scriptură aceasta înseamnă. Acum, la ce. Care este rolul scripturii în viața noastră? Cum putem noi să întrebuințăm bine scriptura? Nu vă lăsați atrași în aceste controverse de un fel sau altul, legate de istoric, legate de social, legate de politic, de tot felul de lucruri de care se folosesc oamenii folosind Biblia. Nu. Biblia e dată pentru un singur obiectiv. Și vă rog să acordăm mare atenție. Roman, capitolul 15, versetul 4 tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Deci, scripturile ne sunt date pentru învățătură. Astfel că, pe mine nu mă interesează dacă pilda fiului risipitor s-a întâmplat sau nu în orașul acela. A fost acolo un băiat care a plecat, a fost un tată, că e posibil să fi fost sau să nu fi fost. Ce, pentru lucru pentru care Dumnezeu mi-a dat pilda Fiul Risipitor este acesta. Ce înveți tu de aici? Ce am învățat eu de aici? Voi citi pilda Fiul Risipitor și mă voi întreba la fiecare pas, ce învăț eu de aici? Sau voi citi Psalmul? Sau voi citi Ieremia? Sau Isaia? Sau toată Scriptura? Și permanent voi fi însoțit de această întrebare insuflată de Duhul Sfânt. Ce învăț eu din locul acesta? Ce mă învață Dumnezeu? Fie printr-un fabreal, fie printr-o pildă, fie printr-o imaginație, printr-un poem, printr-o pagină de istorie, printr-o pagină de filozofie, printr-o pagină de explorare de un fel sau altul. Ce mă învață Dumnezeu pe mine de aici? De la scriptură voi pleca cu ceea ce am învățat. Ce m-a învățat scriptura? Ea, tot ce a fost scris a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca, prin răbdarea și mângâierea pe care o dau scripturile, să avem nădejde. Foarte mulți oameni și-au pierdut nădejdea din cauza că au întrebuințat Biblia pentru alte lucruri. Și au luat diversele situații din scripturi și le-au judecat în parametrii lumii noastre de astăzi, uitând că între evenimente sunt mii de ani, uitând că acelea s-au petrecut într-o altă lume, uitând că noi trăim astăzi pe o planetă chiar diferită de tot ceea ce a fost în generațiile precedente. De aceea, oamenii aceștia și-au pierdut credința, și-au pierdut nădejdea. Scriptura e dată doar pentru acest lucru. Ce învăț eu de aici? Primele pagini legate de creația lumii sunt în dezbatere, în fel și chip de curente și de lucruri referitoare la Genesa. Nu, no, întrebarea sufletului tău și întrebarea mea este aceasta. Ce învăț eu din raportul creațiunii? Învăț că Dumnezeu a făcut. Că nu este nimic din ceea ce este făcut, spune Biblia, care n-a fost făcut prin el sau prin cuvântul lui. Înțeleg, aceasta este ceea ce mă învață Scriptura. Înțeleg că Dumnezeu a luat haosul, dezordinea, și l-a transformat în cosmos, în frumusețe. Așa se întâmplă în viața mea. Aceasta e lecția pentru mine. Să lăsăm oamenii aceștia ocupați cu ceea ce sunt ei ocupați și să ne îndreptăm și să ne concentrăm atenția spre ceea ce ne-a chemat Dumnezeu. Ce învăț eu de aici? Saul urmărește pe David, vrea să-l omoare. Ce învăț eu de aici? Samuel plânge se jelește toată noaptea. Ce învăț eu de aici? Ieremia este luată, aruncat într o groapă. Ce învăț eu de aici? La fiecare pas, la fiecare pas. Scripturile au fost date pentru învățătura noastră. Și confirmă 1 Corinteni capitolul 10 versetul 11: Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Pentru învățătura noastră. S-a înțeles bine lucrul acesta? Învățătura noastră, Dumnezeu a folosit diverse mijloace, genuri literare, diverse ilustrații, diverse căi de a ne comunica învățătura lui. Ele au fost scrise pentru învățătura noastră și au fost scrise, spune Cuvântul lui Dumnezeu, pentru generația aceasta, pentru mine și tine, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Noi trăim la mii de ani de unele lucruri care s-au petrecut acolo, dar învățătura rămâne. Principiul acesta prin care Dumnezeu ne călăuzește, ne învață ce avem de făcut, rămâne indiferent de timp, El, el traversează timpul. Când a venit Mântuitorul nostru aici, care a spus așa, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu în persoană era în mijlocul nostru, El făcea lucrul acesta. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Dumnezeu făcând lucrul acesta. Cu ce s-a ocupat El? A învățat pe oameni acest lucru. Asta este. De aceea îl și numeau învățătorule. În numarcul 1.22, oamenii erau uimiți de învățătura lui. Îi învăța ca unul care avea autoritate. Din ce cauză, că învățătura aceasta nu era o teorie, ci era însăși viața lui. El nu avea adevărul, el era adevărul, eu sunt calea, adevărul și viața. Aceste lucruri arată într-o chipare a cuvântului. Cuvântul s-a făcut trup. El nu ne-a dat nouă o lecție ce avem de făcut într-o situație sau ce să nu facem în altă situație ci pe sine însuși s-a predat ca fiind cuvântul viu al lui Dumnezeu. Aceasta este învățătura. A fost pentru învățătura noastră. Și când ne îndreptăm spre natură, spre cosmos, spre pământ, spre biologie, spre fiziologie, spre științe, chimie, fizică, tot ce, ce se întâmplă în jurul nostru, Mântuitorul spune, învățați, învățați câte ceva de aici. Luați învățătură, spune el în Marcu 13, 20. luați învățătură de la smochin, învățați ceva de la pomul acesta fructifer, învățați ceva, învățați ceva de la animale, du-te la viețuitoarele pământului și te vor învăța, îi spune lui Iov. Învață de la natură, a spus Iisus, vezi cum apune soarele cerul roșu, mâine va fi timp frumos, de ce nu, ce înveți de aici? înveți ca să, să, recunoști semnele timpului. Aceasta a aplicat el permanent. Luați învățătură. Lasă-te, ne trebuiește acest sânge, acest suflet de ucenic, care în orice fel de împrejurare întreabă pe Bunul Dumnezeu ce învăț de aici, se întreabă pe sine ce ai învățat din lucrul acesta. Luați învățătură, spune Mântuitorul. Cine este învățătorul? Pe Ioan 6, cu 45, spune: Toți vor fi învățați de Dumnezeu. El este marele învățător. Și așa cum am învățat, Duhul Sfânt a vorbit prin David. Dumnezeu este învățătorul care se, se, se prezintă printr-un predicator, printr-o mamă, printr-un copil, prin natură, prin diverse mijloace. De, pe care le folosește, mijloace pedagogice prin care el vrea să ne învețe. Deci, el este marele învățător. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Și cuvântul continuă în Ioan 6:45: Așa că, oricine a ascultat pe Tatăl, adică a învățat de la Dumnezeu și a primit învățătura lui, vine la mine. Venirea a primi învățătură din Scripturi, a primi învățătură de la Dumnezeu, nu este un lucru opțional. De el depinde venirea noastră sau respingerea noastră cu privire la planul lui Dumnezeu pentru viața și mântuirea noastră. De, acest, de felul cum suntem dispuși să învățăm sau, sau refuzăm lucrul acesta care este, și aceasta este foarte profund exprimată în Ioan 7,17, spunând așa, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine, a spus Mântuitorul nostru. Aici ne este prezentată condiția învățării. Nu toată lumea care spune că vrea să învețe, chiar vrea să învețe. Cine vrea să învețe, nu este însetat de o cunoștință teoretică, ci vrea să trăiască acest lucru. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să înțeleagă și să distingă învățătura, originea ei, izvorul ei care este Dumnezeu. Ce se întâmplă, care este obiectivul acestei învățături a scripturilor în viața și ființa noastră? Este maturizarea noastră este creșterea noastră în cunoștință, creșterea în har. Era tot mai plăcut social, deci înaintea lui Dumnezeu spiritual și social înaintea oamenilor. Acest lucru, acesta este obiectivul Scripturilor și în Efesem 4.14, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură. Cine are adevărata învățătură, cea care vine de la Dumnezeu prin scripturi, prin instrumentele lui Dumnezeu, omul acela are o busolă în mâna lui, una adevărată, care arată nordul, știe unde merge un astfel de om. Cine respinge învățătura aceasta, pentru că e prea mândru să învețe ceva de la Dumnezeu sau din scripturi, chiar baljocoresc cu mulți oameni, omul acela nu știe încotro merge, scrie Biblie rătăcește, este, este un om pierdut în, în deșert. Ca să nu mai fim copii, Plutind încoace și încolo, o fi așa, o fi pe dincolo, o biserică spune așa, alta spune altfel. Nu, acestea sunt bisericile, nu este Dumnezeu. Învățătura pe care noi suntem chemați să o primim vine de la Dumnezeu. Aceasta e busola, este standardul, este steaua Nordului care va călăuzi drumul nostru și că, altfel vom fi purtați de orice vând de învățătură, prin viclenia oamenilor, prin șirietenia lor în mijloacele de amăgire, pentru că nu avem reper. Dumnezeu se angajează și promite că va fi și este învățătorul tău dacă mă vei asculta. Vei fi fericit, vei fi binecuvântat, vei fi sănătos, familia ta va fi bine, dacă mă vei asculta, dacă vei lua aminte la ce te învățiu. Vine vremea, nu numai în societate, dar și în viața noastră personală, când la un moment dat nu mai suportă un om să mai audă cuvântul lui Dumnezeu, nu îl mai interesează, e alergic la acest cuvânt. Spunea cineva, a mărturisit, a spus cuvântul Evanghelie sau Biblie și un altul a râs tare în public și a spus, sper că glumești și în așa bat jocură la adresa unui astfel de om, un om mare, un, un distins savant care trăiește pe pământ. Sper că glumești și dumnealui a răspuns, nu, eu nu glumesc. Ginerii lui Lot spuneau, au spus, când el le-a spus, uite ce se întâmplă, ei, ei n-au distins că e învățătură de la Dumnezeu, ce au crezut că e glumă, glumește. Lot nu glumea. Iată ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei 4 cu 3 și vă îndemn, prieteni, iubiți, să aplicăm lucrul ăsta la viața noastră. E, e posibil să vină în viață o vreme, nu totdeauna vom fi dispuși să învățăm de la Dumnezeu. S-ar putea să vină o vreme când vom simți inclinația să respingem, e posibil să devenim alergici. De aceea Biblia spune, astăzi, acum, cât, cât simți, cât trăiești lucrul acesta, cât îți atinge sufletul pe pasul acesta, nu-l lăsa pe mâine când, așa cum scrie aici, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. nu, Sunt alergici la învățătura sănătoasă. Le place învățătura Cum e și mâncarea, ați văzut că există mâncare, gunoi din acesta, cum se numesc ei aici, gunoi de mâncare și oamenii sunt, oamenii, omului îi place să mănânce acest fel de, de gunoi, garbage, gunoi. Ei vor, nu vor suferi învățătura sănătoasă, în schimb, scrie Scriptura, își vor, își vor da învățători nu după adevăr, ci după poftă. Uite, îmi place cineva așa, să, chiar în biserici se discută serios, ce fel de pastor să fie adus. O, oh, nu-l aduceți pe ăsta, că ăsta prea vorbește nu știu cum. Aduceți-l pe celălalt care e mai așa, mai într-un fel sau altul. Uitați ce scrie Scriptura aici. Nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor da învățători după poftele lor. Asta este criteriul, nu mai este adevărul. Frate, adevărul nu este nici dulce, nu este nici confortabil. El poate să fie dureros pentru ființa noastră, dar este salvator, e viață, este mântuitor. Așa că. Poate veni o astfel de vreme și astăzi, dacă auzi îndemnul acesta, cere lui Dumnezeu să fie învățătorul tău. Și el se va folosi de orice fel de mijloace. Vei fi într-un continuu dialog cu Dumnezeu. Ți se va bucura sufletul de toate comorile de învățătură. La tot pasul, în vezi ceva frumos, oriunde te găsești. E un dialog de mulțumire între tine și Dumnezeu. Nu se încheie niciodată pe când ceilalți oameni vor ajunge să-și dea învățături după poftele lor ca să le spună lucruri care să le placă la auz, să le gâdile urechile, lucruri plăcute. Împăratul ăsta spunea despre, împăratul Ahab, despre prorocul lui Dumnezeu, despre... Nu, nu, îmi place prorocul acesta, nu, prorocul mica, nu, 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 nu-mi place, dar nu este pe plăcute, E adevărat sau nu e adevărat? Acesta este mare întrebare. E de la Dumnezeu sau nu este? Ceea ce vine de la Dumnezeu nu se discută că este plăcut sau neplăcut, ci e de la Dumnezeu. În momentul acela, acesta este adevărul etern. Și de asemenea, nu numai când primim învățătură, dar și când dăm învățătură, tu vorbește lucruri, îi spune Pavel lui Tit, tu vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Este o învățătura sănătoasă aceasta pe care o dai tu? Se potrivește? Este în armonie, vrea să spună, cu învățătura cuvântului lui Dumnezeu? Oricine o ia înainte, adică se ridică mai presus de învățătura pe care o dă Dumnezeu și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Acesta este rodul, acesta este rezultatul acestei vieți binecuvântate în care Dumnezeu e învățătorul nostru. Nu puneți întrebări copilărești. Cum te învață Dumnezeu? De unde știi că e de la Dumnezeu? Nu te frământa cu așa ceva. Va avea Dumnezeu grijă cum să ți comunice învățătura. Întrebarea sufletului tău îți este sufletul deschis. Ai dori lucrul acesta din toată inima? Vrei ca Dumnezeu să fie învățătorul tău? Aceasta este marea întrebare pe care, trebuie, pe care noi trebuie să o adresăm propriului nostru suflet. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturii, scrie Pavel lui Timotei de copil. a învățat Sfintele Scripturii, care pot să-ți dea înțelepciune. Despre asta e vorba, învățătură. Să ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Ele nu te mântuiesc, dar ele ți arată cine te mântuiește. Și așa cum a spus mântuitorul, ei citeau Scriptura ca să fie mântuiți. Scriptura nu mântuiește pe nimeni. Ea vorbește despre acela care mântuiește pe om. Ele vorbesc despre mine a spus Mântuitorul. Așadar, iubiții mei frați, se ridică întrebarea de unde și cum voi ști și să merg în viață. Vreau să cred că ai și tu, ca și mine, această dorință fierbinte ca Dumnezeu să-ți fie învățătorul. Și atunci avem această făgăduință pe care Mântuitorul nostru, Hristos Iisus, ne oferă în Ioan capitolul 16, versetul 13. Când va veni mângâietorul, Duhul Adevărului, Duhul Sfânt înseamnă Duhul Adevărului, nu Duhul Dulcelui sau Plăcutului sau Gădilat la ureche, Duhul Adevărului. Mergem la analize medicale, nu vrem acolo să ni se spună lucruri frumoase, ziceți-mi ceva de bine, nu, spuneți-mi Adevărul. Unde sunt? Care este adevărul? Lui? Puteți să-mi spune lucruri frumoase și să cad mort la ușă. Nu este cazul. De aceea Biblia numește Duhul Adevărului. El are să vă conducă sau să vă călăuzească sau să vă învețe în tot adevărul. Așa cum învățătorul mișcă mâna copilului când face literele și le învață cum să scrie. Prima dată mi-aduc aminte cu emoție de doamna Cornelia Stancu cum ne ducea mâna ușor și ne învăța să scriem în bastonașe și pă pă părți de literă și puncte și virgule. Și așa că pot să scriu foarte frumos până în ziua de astăzi. Duhul Sfânt face acest lucru. El ne conduce pe noi când citim în scripturi, când mergem pe drum sau în natură, ce învățăm de acolo? El este acela care se adresează Sufletului nostru și ne învață prin toate aceste mijloace. El, Duhul Sfânt, are să vă călăuzească în tot adevărul. Cât adevăr, cât poți să porți? Am multe de spus, a spus Mântuitorul, dar ție ți voi da cât vei putea purta și ce ne dă Dumnezeu este suficient. Nu necesită nici să scoatem ceva, nici să adăugăm ceva, este măsura de plină, măsura binecuvântată a plinătății. El nu va vorbi de la El, așa cum unii oameni, Duhul Sfânt a zis un lucru sau a zis altul, dar aceasta diferă de ce a spus Isus aici pare că apare această bifurcație unii oameni urmează impresiile acestea spunând că vine de la Duhul, vin de la Duhul Sfânt în realitate nu pentru că Biblia spune între Duhul Sfânt și Isus există o deplină armonie El vorbește de la El ce va separa de Isus. ci va vorbi tot ce va fi auzit și va, va descoperi lucrurile viitoare El va vorbi despre mine a spus Mântuitorul acesta este subiectul. După aceasta cunoaștem Duhul Sfânt. După aceasta cunoaștem călăuzirea Duhului Sfânt. După aceasta cunoaștem dacă o predică ce a fost predată la Ambon este călăuzită de Duhul Sfânt. Dacă ea conduce la Isus. Dacă este o simplă grămadă de informații sau de lucruri mici, oricât de interesante, este o lectură, este altceva. Vorbirea sub inspirația Duhului Sfânt va conduce pașii ființei noastre întotdeauna la Mântuitorul. Și încheiem prin această făgăduință a psalmului 32, versetul 8. Eu, Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Îți mulțumim mult de promisiunea aceasta, Doamne. Îți mulțumim mult. Cuvântul acesta e loc în viața și ființa noastră. Îți mulțumim că tu ești învățătorul nostru. Ne închinăm înaintea ta și vedem în aceasta iubirea lui Dumnezeu. Rămână harotul cu noi și peste noi, prin noi, în întreaga noastră viață și umblare pe pământul acesta și pentru totdeauna în Domnul nostru Isus Hristos. Amin!